ajungem la categoria cu numărul 8, unde premiul este acordat pentru cea mai mare creștere în 2017 a prețului acțiunilor unei companii de piața reglementată. Îl invităm în scenă, we invite here on stage with us, Mr. James Stewart, Vice President, Raiffeisen Bank Romania. Bună seara! I guess the question always is, how high is high, how far is up? I guess it really depends upon who you ask and what your expectations are. But when you get an increase of almost 200%, 194% to be exact, for the price of a company's shares in one single year, that is what I would call turbocharged. So with that hint, I guess it's easy to guess who the winner is going to be. Turbo Mechanica. Mulțumesc pentru acest premiu. Doresc să mulțumesc în primul rând Bursei de Valori București, numele societății Turbomecanica, dar doresc să mulțumesc în principal investitorilor, celor fără de care nu m-aș afla astăzi în numele societății pe această scenă, să mulțumesc. De asemenea, aș dori să vă asigur că managementul societății va face tot ce se poate pentru ca în 2018 să confirmăm ceea ce s-a întâmplat în 2017 și să arătăm că Turbomecanica este o poveste de succes a Bursei de Valori București, pentru că dintre toate companiile pe care le-am auzit până acum, este singura care e mai veche decât Bursa de Valori București. Este o fostă companie de stat care a dovedit că prin management performant poate trece și de crize și de privatizări și să rămână o poveste de succes. Vă mulțumesc încă o dată și mulțumesc foarte mult investitorilor, celor care au încredere în performanțele economice ale societății. Mulțumesc!